Binecuvântată, școală a prieteniei cu Dumnezeu, care începe de la naștere, am rămas foarte profund impresionat când a născut fica mea. Ea a făcut o poză imediat în clipa 1. Și în clipa 1, noul născut este cu ultima și cu gura căscată. A, și se uită la lume în lumea în care a ajuns. Lucrul acesta este un simbol al umblării noastre cu Dumnezeu. Zilnic ajungem în locuri în care, despre care n-am crezut că există, n-am știut. Viața nu este o rutină, o rugină, o repetare, o uzura. uzură, no. nu, ci este se noiesc în fiecare zi, vorbim de înnoire. Iar în școala prieteniei cu Dumnezeu, Iubiții mei vom rămâne pentru totdeauna. Sunt atât de fericit de lucrul acesta și caut să-l trăiesc în fiecare zi și mă rog lui Dumnezeu ajută-mă să-ți fiu și eu prieten cum îmi ești tu mie, Doamne, cu aceea sinceritate. Am discutat într-o zi cu un prieten drag și i-am spus aceste cuvinte care mi-au venit pe, în, în momentul acela să le spun și ei le-am spus. Uite, mă rog lui Dumnezeu să îmi dea mie acel fel de prieteni, că cum sunt eu cu tine, pentru tine, sau cum sunt eu în viața ta, sau pentru tine. Ce știu eu, ce fel de gânduri am eu vis-a-vis -vis de tine, prietenul meu mai tânăr, ce gânduri am eu față de tine, acele gânduri să dea Dumnezeu prietenilor mei față de mine. Acum îi spunem lucrul ăsta Domnului, Doamne, aceleași gânduri să ne însuflețească, să avem în noi gândul acesta care este în tine. În timp ce nu există un scop în prietenie, dacă există un scop, acela, aceea nu e prietenie. Aceea este o tranzacție, este un, un aranjament, este o afacere. Aceea nu este prietenie. Prietenia, așa cum este între Tatăl și Fiul, și cum este prietenul nostru, Duhul Sfânt, și cum Mântuitorul ne-a numit pe noi prieteni și cum Dumnezeu Tatăl numește pe Abraham prietenul lui, prietenia aceasta nu are în vedere niciun fel de profit, de scop, de agendă, de intenții. Nu există așa ceva acolo. Chiar pe pământ aici, dacă am declarat cuiva prietenie, dar s-ar vedea că de fapt am avut un scop pentru care am am inițiat această relație. Lucrul ăsta ar fi o pată pe obraz, foarte adâncă și de nespălat. Rușinea rușinilor să încerci să te folosești de oameni ca să obții lucruri. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom sta departe în viață de acest fel de trăire, în primul rând în familie, la noi, față de între soț, soți și părinți și copii, și apoi mai departe. Vom fi acei prieteni după chipul marelui nostru prieten ceresc, care nu a venit să se slujească pe sine, ci a venit să slujească prietenilor lui iubiți. Mergem împreună acum în Efeseni capitolul 4 și vom constata că în timp ce nu există un scop în prietenie sau o agendă sau o intenție, există însă o țintă. Avem o țintă în prietenia noastră. Prietenia noastră cu Dumnezeu nu zace în baltă așa, ci Crește în fiecare zi ca lumina strălucitoare a soarelui. Este un pârâu cu ape zglobi și proaspete, care trec în fiecare zi. Are aceeași formulă, apa, dar și poate chiar apa din care au băut străbunii străbunilor. Dar este așa de proaspătă ca și când a creat-o Dumnezeu chiar acum și chiar aici. Așa este prietenia noastră cu Dumnezeu. În timp ce nu avem un scop sau o agendă avem o țintă. Și ținta ne va fi foarte, foarte plăcut descrisă în locul acesta, și vom constata că prietenia noastră este o prietenie activă. Și se îndreaptă către undeva. Nu mergem în cerc, așa la nesfârșit, fără niciun fel de sens. Ea se îndreaptă către undeva. Atunci când Biblia a spus, iată în sfârșit, os din oasele mele și carne din carnea mea, s-a referit la legătura bisericii cu Domnul Hristos și la legătura ta și a mea cu Dumnezeu. Până când noi devenim os din oasele lui, carne din carnea lui. Știți că acest cuvânt, omul creat după chipul lui Dumnezeu, aceasta nu era o fatalitate, ci o posibilitate. E omul putea să fie și după chipul altuia, a putea să aleagă. Și ceea ce s-a și dovedit că este posibil. Așadar, a fi prieten după chipul prieteniei lui Dumnezeu, aceasta este o posibilitate, este o ofertă sfântă pe care o face Dumnezeu Tatăl nostru iată spre ce țintă ne îndreptăm în prietenia noastră cu Dumnezeu. Observăm în prieteniile pământești că doi prieteni în prima zi, aproape că știu foarte puțin unul, spre exemplu când te-ai în prietenii cu soția sau cu soțul. Ai știut prea puțin, ți-ai imaginat fel de fel și după ce, după căsătorie, ai început să descoperi și ți-ai dat seama cât de departe sau cât de aproape ai fost în gândirea ta cu privire la persoana care este lângă tine și lângă care ești. Același lucru se întâmplă cu Dumnezeu. Pe măsură ce noi Îl cunoaștem, prietenia noastră crește în calitate. Avem o prietenie de calitate înaltă, tot mai înaltă, tot mai înaltă cu Dumnezeu. Și încotro ne îndreptăm? Ne îndreptăm nu numai spre împreună lucrare, împreună locuire cu El, ci ne îndreptăm spre a fi una și spre identificarea cu Dumnezeu. Iubiții mei, este un cuvânt cu prea multă încărcătură aceasta, dar i-a fost pus în rugăciunea Domnului Isus Hristos. Tată, făcând între ei să fie ce este între noi. Arată-le lor că tu îi iubești cum mai iubi pe mine iubirea de care a avut parte acestei fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea. Spune-le lor acest lucru ca să știe că i-a iubit cum m-a iubit pe mine. Și tată, te rog, cum noi suntem una, identitatea, așa să fie ei una. Fără să vorbim de confuzie, nu, doar identificare. Nu confuzie. Este așa de profund lucrul ăsta. Bunul Dumnezeu va, ne va lumina tuturor sufletele și ne va învăța în fiecare zi. Mergem aici în Efesem la capitolul 4, versetul 4. Și aici ni se spune că biserica pe care am găsit-o noi și prin care am cunoscut pe Domnul Hristos, cum a fost cazul meu, am cunoscut pe Mântuitorul prin biserica adventistă din satul Unguren, de lângă Târgoviște, Unguren Mănești. Și acolo, acolo am cunoscut pe Bunul Dumnezeu prin acest grup de frați. Acesta este rolul Bisericii. Biserica nu este o destinație, ci este un instrument în mâna lui Dumnezeu, prin care el lucrează. Ea este o împreună lucrătoare cu Dumnezeu, ca să ducă pe un om la Hristos, nu la ea. De aceea noi nu numim clasa aceasta de pregătire, clasă de prietenie cu noi. Cu oamenii, ci clasa prieteniei cu Dumnezeu. De aceea sunt și eu, împreună, student cu fiecare dintre noi, toți cei prezenți. Această, această școală este, este Lumina și frumusețea Cerului și nu se va sfârși niciodată prietenia cu Dumnezeu. Deci, spune Pavel Nevesin, sunt instrumente prin care Dumnezeu a lucrat ca să te aducă pe tine la Hristos. Și ținta ta nu este să devii asemenea bisericii în care tu ai intrat, ci prin biserică să devii asemenea lui. Drumul nu se oprește la biserică, în sfârșit am ajuns. Nu, nu am ajuns nicăieri. Suntem numai într-o gară în locul acesta, suntem într-un loc din care ni se dirigează cursul vieții noastre. Și în versetul 8 spune, s-a sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Acest lucru ne face pe noi să întrebăm, bine, dar care sunt darurile acestea, daruri? A dat daruri prin care noi ajungem să cunoaștem pe Dumnezeu. Versetul 11. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători. Acestea sunt daruri, nu sunt destinații. Sunt daruri, sunt mijloace, apostoli, proroci, învățători, păstori, biserica, slujbele, programele, toate acestea sunt mijloace prin care noi ajungem la versetul 12, urmăriți, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Acesta este obiectivul. Ascultam aseară pe unul dintre cei mai cunoscuți învățători ai Cuvântului lui Dumnezeu, care spunea că un mare procent al celor care părăsesc biserica este reprezentat de aceia care s-au potignit în oameni și au intrat în relații negative cu un grup de oameni sau cu o anumită persoană și au întors spatele și au plecat. Problema însă merge mai adânc. Oamenii aceștia au confundat Biserica cu cerul, cu destinația, au confundat Biserica cu Dumnezeu. Este foarte posibil ca Biserica să se fie recomandat pe sine ca fiind mântuitoarea lumii și spunând oamenilor: Dacă intri aici, te mântuiești. Ea este Mântuitorul, ea a fost pe cruce la Golgotha, ea și-a dat viața pentru. De asta întrebă Pavel, zice: Pavel a murit pentru voi, vă rog, fraților, nu faceți, nu mă confundați cu cine nu sunt. Și Biserica lui Dumnezeu adevărată asta zice: nu mă confunda cu cine nu sunt. Eu nu sunt Mântuitorul tău, ci eu sunt un semn pentru tine care îți arată direcția spre Hristos. Toată legea este un semn, un îndrumător spre Hristos. Biserica este un îndrumător spre Hristos. Apostolul, prorocul, toți oamenii lui Dumnezeu, ce vă uitați la noi, uitați-vă acolo. Ei punctează spre Domnul Hristos. Versetul 12. Pentru desăvârșirea sfinților. În vederea lucrării de slujire. Pentru zidirea trupului lui Hristos. Și către ce țintă ne îndreptăm în final, versetul 13. Până vom ajunge toți, nu, eu și de deci el nu mă interesează, moi s-a spus, ba da, mă interesează atât de mult încât dacă nu există cale pentru ei, să nu fie nici pentru mine, șterge -mă din cartea vieții. Când a spus cuvintele acestea, el a putut rosti, Domnul Dumnezeu va ridica un proroc a mine de el să ascultați. Acesta era. Șterge-mă din cartea vieții dacă sunt fără ei. Mulțumim lui Dumnezeu, lucrurile sunt diferite, am urcat împreună la Golgota, am fost răstigniți în Domnul Hristos, am înviat împreună și acum, slavă lui Dumnezeu, locuim în locurile cerești în Hristos Iisus. Acela în care suntem noi, Hristos adică, și acela care este în noi, Hristos deci, locuiește deja în locurile cerești și în el suntem și noi în locurile cerești. Până vom ajunge toți la unirea credinței. Păi da, dar, uite, un, unul crede diferit. Păi da, tocmai asta se întâmplă pe drum. Când ne îndreptăm către unirea credinței. Uite, vecinii ăștia nu știu, cred așa, alți vecini cred așa. E, Dumnezeu ne conduce pe toată lumea la unirea credinței. Credința noastră, atenție mare, la unirea credinței, nu ce crede unul și ce crede altul. Nu aceasta este măsura, ci a unirea credinței și a cunoștinței Fiului Lui Dumnezeu. Nu e vorba de unirea credințelor, aceasta e politică ecumenică, nu, ci este vorba de unirea credinței în Domnul nostru Isus Hristos, a credinței și a cunoștinței Fiului Lui Dumnezeu. Acesta e unghiul. Și pe măsură ce mergem, unghiul acesta se micșorează tot mai mult, până când se împlinește rugăciunea Mântuitorului nostru: Te rog ca tot să fie una, cum eu și cu tine, Tată, suntem una. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu. Se vorbește despre unire, despre armonie, despre una și alta, în biserică, în familie, peste tot o dorință bună, care însă va fi pavaj pentru iad. Iadul e pavat cu dorințe bune, cu intenții bune, niciodată ne Nu se poate împlini prin a dori, nu a de cine vrea, ci de altcineva. Numai credința și cunoștința Fiului Lui Dumnezeu, aceea ne va face pe noi să fim una. Nu credințele noastre diverse și diferite până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății Lui Hristos. Uf, dacă nu era cuvântul acesta plinătății, dar Dumnezeu are plan mare cu noi. El vrea să ne aducă pe noi la, nu la o statură în Hristos, ci la statura plinătății. Și lupta aceasta a lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt în om, asemenea luptei din timpul potopului, dinainte de potop, Duhul meu nu va lupta purul în om, lupta aceasta pe care o duce Dumnezeu are această țintă, aceast, acest obiectiv, statura plinătății lui Hristos. Iubiții mei din școala prieteniei cu Dumnezeu înțelegem clar spre ce ne îndreptăm, Păi, da, uite că ce să ajungem noi că suntem păcătoși, nu-i treaba noastră aceasta. Nu. No. Urmăriți aici faptul că acela care luptă noi nu, nu este euul meu sau ce, nu prin noi înșine, spune Biblia. Păi dar atunci cum? Păi iată cum a spus bunul Dumnezeu. 2 Corinteni 3 cu 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați. Nu ne schimbăm, suntem schimbați. Chiar am împărt, împărtășit cu un grup de Tineri care ne-au vizitat uh, sabatul trecut și au avut un program extraordinar de frumos aici și mi-a lăsat o lumină în suflet. Și chiar am vorbit cu ei că în mijlocul acestei bucurii sunt suflete și nu există cineva care nu poartă o rană în sufletul lui. Nu există așa ceva. Bun. Cum se vindecă aceste răni? Nu prin a-i face alte răni în suflet, ești slab, ești prost, ești nemernic, ești așa, ești pe dincolo. Nu, nu cu alte răni nu se vindecă rănile, ci prin rănile lui suntem tămăduiți. Cum se schimbă chipul meu? Voi aveți de tată pe diavolul. Cum se schimbă lucrul acesta ca Dumnezeu să fie tatăl vostru? să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre și în timp ce ne uităm se produce ceva noi. Nu noi producem lucrul acesta. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă. Suntem schimbați. O, oh, dar nu sunt în stare. Nu-i treaba ta. E treaba aceluia care schimbă, care transformă ființa noastră. De ce? Versetul 14. Ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătura. Ați observat cei care nu au ancorat în Domnul Hristos, sunt ca buimacii, îi aleargă, sau aude un zvon la televizor, sau aude un zvon prin biserică, sau aude nu știu ce fel de, de teorii, de un fel, de altul. Continu ca turmele buimace sunt hăituiți, mânați în dreapta și în stânga. Cei care au ancorat dincolo de perdeaua din templu, nu au ancorat de perdea sau de ce este acolo, ci de acela care e dincolo de perdea, cei care au ancorat în el, aceia sunt ancorați de stânca veacurilor, care este neclintită. Și așa cântăm noi super de frumos în cântarea noastră ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo purtați de orice vând de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Eram într-o adunare și toată lumea, inclusiv familia noastră, jucam rolul celor politicoși, la ambon era cineva care cu pretenții, dar gol și atunci noi încercam să apărăm politicoși. O doamnă care foarte în vârstă, mai avea un singur dinte sărmană și a călcat în adunarea aceea, a ascultat puțin, după care s-a ridicat, a spus cu voce tare, astea sunt cuvinte goale, cuvinte repetate, s-a ridicat și a plecat. Cred că a fost singura persoană cinstită și noi simțeam așa în sufletul nostru că erau vorbe goale, dar nu ne-am ridicat niciunul acolo. Nu, nu trebuie să mai fim astfel de copii duși și uh, purtați încoace și încolo prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci iată ce trebuie să fim credincioși adevărului în dragoste. Adevărul, adevărul, unde e dragostea? Dacă lipsește dragostea, acesta nu e adevărul, aceasta este minciuna satanei. Satana va lua adevărul fără dragoste. El nu are așa ceva. Dacă acestea două nu sunt împreună, atunci acesta nu este adevăr. Iar dacă dragostea refuză adevărul, aceasta nu este dragoste. Pentru că Dumnezeu vorbește despre dragostea adevărului care trebuie să ne anime sufletele noastre. Credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele către ce țintă. Ca să ajungem la cel ce este capul Hristos. Aceasta ne este rugăciunea, Tată, prea iubit. Ce țintă în alte amețitoare, Nu putem privi în jos, nu putem privi de unde ne-ai luat, Doamne, și unde vrei să ne duci. Așează-ne tu picioarele pe stânca aceasta pe care noi nu putem să ajungem singuri. Fă ca aceasta să fie ținta prieteniei noastre cu Dumnezeu, chipul tău în viața noastră. Ne închinăm și te binecuvântăm împreună cu toți prietenii și colegii din Școala Prieteniei cu Dumnezeu. Amin.